Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. Așa cum vă spuneam și ieri, aduc din nou în atenția dumneavoastră, așa cum am promis, din nou problemele din minerit și energie. Sunt foarte multe întrebări legate de acest subiect, de ceea ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2023, despre mult discutatul termen rezervă tehnică, dar și despre ceea ce se întâmplă cu liderii de sindicat care s-au trezit peste noapte dați în judecată pentru că au încasat banii necuveniți, spune ANAF-ul. O să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru sau ce se urmărește sau dacă lucrurile se opresc aici. Vom discuta toate acestea cu invitatul meu din această seară, Nicu Bunaica, lider de sindicat la CEO Oltenia. Bună seara, domnule Bunaica! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Cu drag și eu că ați venit! Domnule Bunaica, sunteți proaspăt pensionar din Complexul Energetic Oltenia, Doamne ajută sănătos, dar ați rămas în mișcarea sindicală. Este, vedeți lucrurile acum altfel din postura de salariat plecat din companie sau nu s-a schimbat practic nimic pentru dumneavoastră? Lucrurile le văd mai bine, le înțeleg mai bine, sunt un om mai liniștit, am timpul necesar să... mă consult, să văd lucrurile, să umblu, să încerc să rezolv anumite probleme, am anumite obiective. Eu mi-am dorit să știți ca să mă retrag undeva, dar este foarte greu. Ai fost ani de zile lider de sindicat și te-ai luptat pentru oameni și ai rămas așa un fel de, cum să vă spun, un luptător al lor, adică... Când vezi ce li se întâmplă, ce li se va întâmpla, ce ei așteaptă, nu poți să stai cu mâinile în sân. Adică, doamne, eu am trecut linia de sosire. Eu, Bunaica, gata, m-am pensionat, nu mai am nicio legătură cu energia lui Virgil Popescu, cu absolut nimic. Nu vă mai pot ține de frâie, în sensul că să vă facă ceva pentru că lucrați încă în sistem. Deci aveți o mai mare independență, zic eu, da. Și mai multă, o voce mult mai puternică. În acest moment, oamenii ar trebui să aibă mai multă încredere pentru că nu vă mai ține nimic să spuneți că lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui în Complexul Energetic Oltenia. De ce bine, domnule Bunaica? Cum ați simțit chestiunea asta cu este pensia? Este bine să știți că am primit de la, cum să spun, de la foarte mulți oameni urări de bine, pensie de lungă. Pensie lungă. Am un angajat care m-a sunat și mi-a zis... că mama lui îmi transmite multă sănătate să trăiesc peste 100 de ani. Doamne ajută. Și că este ortodoxă, să duce fiecare duminică la biserică și pune câte o lumină pentru că am salvat copilul. Știam pericol acolo, avea și probleme de sănătate, pentru că toți avem, și eu, și oricare a lucrat de minerit, avem probleme mai mari sau mai mici. Și a fost bucuroși, mulți, foarte mulți. Deci vă ajută chestiunile astea. Deci sunt, chiar dacă am anumite personaje care postații de servici și... Care vă critică. Dar nu îi bag în seamă. Contează prea puțin. Nu trebuie să-i mai bag în seamă, să-i lasă în pace, pentru că vor vedea ce așteaptă și îmi vor da dreptate, adică peste foarte puțin timp. Pentru că lucrurile nu merg spre bine. Asta vreau să spun. Lucrurile nu se îndreaptă spre drumul corect, deși ați văzut declarațiile politicienilor din ultima perioadă, cel puțin cei de la putere. Domnul Weber ne spune că este totul minunat, că au salvat Complexul Energetic Oltenia și că ne așteaptă o perioadă de bună pentru Complexul Energetic Oltenia. Adică cumva că am trecut pe lângă un pericol foarte mare. Credeți o astfel de declarație? Chiar deci, au salvat PSD-ul Complexul Energetic Oltenia? Știți, întotdeauna se spunea un lucru. La alegeri veneau prin sate și spuneam, băgăm aici, facem aici, dregem aici, bun. La momentul când ajung acolo, oamenii întreabă, domnule, nu s-a întâmplat nimic. Domnule, ale erau promisiuni electorale. Asta e programul de guvernare. Adică sunt două lucruri total diferite. Adică... Asta, acolo am vrut să ajung. Nu zic că domnul Weber... Nu are o parte dreptate din ceea ce spune. Are dreptate, da. Nu că acum o să vină oamenii și o să spună, Bunaica... îl laudă. Dar l-am și criticat, adică... Când a fost cazul, l-ați criticat. Nimeni s-a supărat pe mine. Și mi-a și zis, domnule, ați făcut pe domnul Miruță erou. Era erou, a fost cu noi, legea 197. Ne-ați ajutat și dumneavoastră. Eu am știut că nu se va pune în aplicare, pentru că mi-a spus, clar, da? Și trebuia să fac ceva pentru mine. Adică nu este bine să nu beneficiem de nimic, este bine? Nu cred. Să beneficiem măcar de jumătate din ce avem. Adică nu plecăm 4.000, plecăm 2.000. Da? Dar puteți deci, să am plecați. Am făcut ceva. Pentru că dacă nu era legea 74, nu pleca nimeni.
și pe mulți îi aștepta 1 ianuarie 2023, în care intra legea Orguța, ați văzut, domnul ministru al muncii pe la Uniunea Europeană se ceartă pentru bani ca să egalizeze, pentru că legea 127 va rezolva problemele astea și, atenție, vârsta de pensionare se va duce în sus la 69, cei care lucrează în condiții speciale trebuie neapărat să aibă 24 de ani în condiții speciale ca să poată să facă reducerea de 12 ani, altfel nu. Cei care lucrează în condiții deosebite din alte ramuri, să zicem, trebuie să lucreze 35 de ani în aceste condiții ca să poată să aibă o reducere de 8 ani și 9 luni. Pentru ceilalți, vă dați seama, Dumnezeu cu mine la 69 de ani, cine mai iasă? Cred că nimeni nu mai iasă din zona aceea cu condiții normale de muncă. Pentru că acolo nu sunt numai cei care nu fac nimic. Sunt și ceilalți care mai fac, adică, dar nu au condițiile astea speciale sau deosebite. Și va fi, cum să vă spun, pentru ei va fi o mare durere. Adică că nu pot ieși. Vă dați seama să aștepți, să faci o vârstă, că ai 61, 62, deja organismul este obosit, 63, 64, 60, să stai până la 69, poate n-ar fi de acolo. Este incredibil, dat, atâta timp cât ați văzut rata de decese din complexul energetic Oltenia, cel puțin anul ăsta, a fost în jurul vârstei de 50 de ani, o vârstă în care eu consider că o persoană încă este tânără, adică încă poate și totuși munca grea din minerit afectează foarte mult și scade. Condițiile în care a lucrat, deci asta este, nu au fost plătiți, nu au avut echipamente corespunzătoare. De când a mai fost bunaica, a mai fost scandalul, știți bine, scandalul. Erau necesare lucrurile astea, ceream cu voce tare. Lucruri care nu se întâmpla cu ceilalți lideri de sindicat. Și veneau, ca să mă liniștească mie, la lupa aia mi-aduceam întotdeauna. Chiar ați postat nu de mult pe Facebook din amintirile de anii trecuți că veneau echipamentele pentru salariați. Și pe acolo, mari lideri de sindicat care se dau căldărul și ceilalți, aveau oamenii să se spălau la niște țevi, am văzut la Tismana situația. Acolo s-a rezolvat, domnule Bunaica, s-au rezolvat problemele acestea. Problema aceea, s-au rezolvat multe probleme, pentru că a fost și cu aerul condiționat la escalator. Și mă întreba, bă, domnul Popescu, care n-a putut să reziste și a trecut în barca cealaltă că a fost amenințat, mutat, mă rog, poate a avut și alte interese. Nu mai este domnul Popescu în sindicatul dumneavoastră? Nu, nu mai este, m-a părăsit, dar este punctul lui de vedere. O să vadă mai târziu că el era necesar să se bată, pentru că cum a renunțat compania la mari lideri, cei mai mari din univers, va renunța și la el. Adică să nu creadă că va avea o viață frumoasă că părăsește muncitorii, adică să vii să spui lasă-i bă că-și merită sfat, te bați pentru ei, vezi de treaba ta, stai la pensie, nu voi sta, pentru că mi-au murit colegii în brațe, da? N-au ca să iasă și ei la o pensie, să mânge o pensie, da? Știu cum lucrau cu salopete peticite și vai de mamă lor, da? Cu cizme de pe timpul minerilor de subteran, cu acel băt întors, de pe cele mai bune. Boza le aducea cizme de plasă. A spus și el, vă aduceți aminte când a luat în picioare și a zis că i-au fiert piciorușele? De fiecare dată când îi spuneam la comisie, că făcea că nu înțelege. Și într-o zi am zis, domnul director general, a fost prea mult pe Bruxelles, cred că mai știți românești. Și am făcut o adresă în limba franceză, știu tu? Mi-aduc aminte. Cu doamna de Carpetiu, așa am făcut o legătură între el și ea. Adică cineva vrea numai pentru ea beneficii, la fel era și Boza. Că Boza stătea așa pe spate, avea un scaun și când începea Roșca să spună nu e aia, nu sunt cuie, nu sunt șuruburi. Ai jos. Acum o săptămână nu aveai problemele alea. Știți ce e? Acum o săptămână ai venit la mine cu alte probleme, da, ți le-am rezolvat și eu cu mic. Nu, eu am fost și la Roșuță, am fost și la Lupa, am vorbit cu oameni. Ori, dacă vreți să lucreze, cel 5% care e în contract colectiv de muncă, activați-l pe o perioadă de o lună, de sărbători, acum când ai nevoie de oameni, dați-le banii la oameni sau dați-le o premă, mergeți între oameni și spuneți, domnule, nu avem bani așa să vă dăm 5%, dar vă dăm o premă sau, nu știu, care ne spune, hai mă, bună, ai galiniștit, că am rezolvat eu, nu-ți fac o problemă. Bună, ca care au bani, să ducă la dame de lux, care nu, pe centură. Știți ce am spus? Mâine dimineață o să fiți dumneavoastră pe centură, dar în drum spre Ministerul Energiei.
Să nu uitați ce v-am spus. Nu că nu o să fiți pe viață aici semnalul, la complexul energetic. V-am transmis semnalul care este din teritoriu, că asta era menirea mea. Adică am spus, doamne, oamenii și se spun că opresc lucru. Treaba noastră. O să vedeți. Și s-a întâmplat. S-a întâmplat minunea, da? Nu i-a venit să creadă. La care domnul Vișan spune, îl sună și spune, Boza a zis, domnul director, a zis că ați rezolvat cu liderii, că au trecut pe la noi pe aici. Treceau să-și facă salarii. Ziceau, ne ducem la București, făcea Iovan. Ne ducem la București să rezolvăm problemele, să mărim salarii. Se duceau acolo, Virgil Popescu, nu Virgil, domnul Vișan, îi așeza la masă și spunea, inspector social, frunză la câini, cât o forfecuță. Soția, nevasta, copilul, rudele. Deoparte, lăsați-i cu drepturile, da? Le-a făcut de toate. Să duceau, să întorceau. Am vorbit, o să vedem, este vizorul ministerului. Făceau cumpărăturile la București și veneau înapoi acasă. Da, ne-am zis că sunt mulți lideri de sindicat care se dau mari lideri. Știți bine, care i-am dus la cumpărături la București, i-am dus pe la Parlamentul României, am primat prin Parlament. Nu s-au dus niciodată. Când au văzut, parcă era un rai. Adică covoare de zeci de metri. Îți făceau pe la acele busturi, că erau toți, nu? Și făceau selfie-uri. Selfie-uri și alea și zicea, domnul Cibinic, să fii lider de sindicat. Mă cunoșteau oameni de la Ministerul Energiei, că e secretarul la Ministerul Energiei sau alții, care au plecat de acolo, de la muncii în altă parte, că nu, s-au închidat. Da, s-au mai schimbat cu posturile. Mă cunoșteau, mă salutau, mi-i invitau la cât o cafea, cât un suc, stăteam de vorbă. Deci le plăcea acestor domni munca de lider sindicat la București. Când am fost la Senat la domnul Cârciumaru și am intrat acolo, că zicea că eu sunt, cum să vă spun, zicea, domnule, nu ești pe aceeași lungime de undă cu Partidul Social Democrat, că era domnul Dragnea atunci președinte, și liderii de sindicat stăteau și în Indiana aici și nu au rezolvat nimic pentru mineri, da? Și m-au dat afară, au pus gardieni. Și eu când am văzut pe domnul Dragnea, pentru că este de acolo la mine, pic și puțin rude, dar nu l-am votat niciodată pentru că nu mi-a plăcut, înțelegeți? Adică vorba mult, a făcut prea puțin și am mai făcut și alte lucruri. Da, bun. Și i-am făcut semn din mână și când m-am văzut, m-a chemat la el. Ce cu tine? De ce n-ai fost? Domnule, uitați, ăsta, i-am arătat pe Cărciumaru și vreau să am întâlnire cu dumneavoastră. Vreau să vorbesc de un proiect de lege de reducere a vârstei de pensionar. A strigat secretarul, a spus. Stabilește săptămâna viitoare când este liber, spune și gata, sună, ia numărul și să vină la... Să vii la Senat, zice. M-am dus la București, bine pregătit acolo, aveam documente, dosare, nu mă duc așa... La plimbare. Ușă, cu mâine în buzunare, cu parpalace de alea și cu cuib de barză în cap. Documente, sarsanaua plină. Și când am intrat, bine, am sunat că urma ca domnul Cărciumaru să-mi facă intrare. Am fost la Rareș Bogdan atunci, un alt prieten care acum nu mai vreau să fie prieten cu mine și nu vreau să-mi amintesc că a fost prietenul meu, da? Care n-a făcut nimic, a promis multe, că așa sunt oamenii politici. A avut dreptate doamna Irina Udrea când spunea, noi promite, facem pentru noi, dacă mai rău ceva pentru voi, bine, dacă nu, Dumnezeu cu mila. Deci a fost singura care a spus adevărul. Păi da, au spus exact și așa se și întâmplă. N-am fost acolo bine, mi-a zis că prima dată inițial că e bolnav. Că s-a dat medic și atenție, că s-a uitat aseară la realitatea și m-a văzut și am făcut eu și am zis eu și ce, dar o să mă sune. Am așteptat, nu mă sună. M-a sunat din nou, m-a sunat secretara. I-am spus, doamne, eu am întâlnire, eu vin. M-am dus acolo, i-am spus, gardian, doamne, eu sunt așa, eu vreau la domnul Dragnea, vreau să vin acum. Imediat am intrat înăuntru. Când m-am dus acolo, am dat peste PSD și senatori, cravate roșii frumoși, rumeniți, așa, parcă erau bucătari, înțelegeți? Le priatra eu din București. M-a văzut domnul Cârciumaru să cadă jos. I-am spus, domnilor, numai puțin, mă numesc Bunai Canicu. Cine sunt eu? Un lider de sindicat, un sindicat mai mic din complexul energetic Oltenia, da? Acolo mor oameni și asta. Deci vreți să mă ascultați? Nu? Da, bineînțeles. Au ascultat oameni la care i-a zis, tu știi ce a făcut eu pentru Gorj? Și i-am spus, da, ai falimentat Gremexul. A închis fabrica de ciment, fabrica de bel, tot ce a fost în Gorj, sigarete, tot, dar aia a făcut. Să fim mulțumiți că aveți locuri de muncă și salariile care le aveți, adică eu cu 1000 de lei, 10.000 de mineri cu salariul minim pe economie și dumneata cu pensie specială. Am spus, tătăiță, du-te din coace la această biserică mare, la catedrală,
Fă-ți acolo o adeziune și lasă tinerii să conducă țara asta. Poate conduce mai bine, mai sănătos. Și le-am spus așa, atenție, uitați-vă acolo cum lucrează mine. Erau pe bidoane, prin noroi, cu alea. Că știți bine că aveam probleme și pe la MCO, că fac poze, că mă băgau în comisii, venea rușesc și mă descântaia. Bă, lăsați mă în pace. Pe realitate, ce vrei să spun, că aici suntem toți poliți cu aur, murim în noroi și asta e realitatea, e alta, nu e alta. Că ieșeau și ei de acolo, în Lăzăroi, ceilalți spuneam că noi, pe lângă Beni sunt autostrăzi la noi, sunt și semne de circulație. La noi nu mai erau nici Drumuri. ce drumuri, nu se vorbea de drumuri, sunt casau banii și duceau basculă și ați văzut coordonatori de cariere, duceau balastrul care trăiau la drumul, duceau la strâna de oi, care aveau oi și face acolo. Asta a fost complexul energetic. Și atunci am spus, O domnule, vacă bună de mulți. vreau reducerea vârstei de pensionare minerit. Mi-a promis și pe bărși toată lumea și a zis așa. Da. Și a făcut acel amendament la lege în care a redus vârsta la 57 la 55. Nu a redus Călderuș sau Iovan. Mai mulți oi. Da? Bun. A făcut acea chestie. După aceea am umblat pe la termocentrale, știți bine, să reduc vârsta de pensionare. Semnam, puneam la carte, semnez oamenii. Erau cefeliștii care erau ai lor, le rupeau, le ca să nu... În fine, am încercat, am strâns niște semnături, înțelegeți? Și le-am depus. Am dat și domnul Miruță și am vorbit cu multă lume. Știam că este momentul, am umblat pe la Federație, am cerut o lege în care și ăia m-au mințit, și nu mă băgase pe mine. Minerii nu-i băgase. Băgase cei producători de energie electrică și termică. Adică erau și hidro și toată lumea. La Numai minerii nu grămadă. erau. Minerii nu erau, până nu produceau. Ce produce zero? Păi scoateți cărbune, nu energie. Ăștia. Înțelegi? La cărbune că liniștit, m-am informat, m-am documentat, am luat legătura cu domnul Miruță și am modificat cât s-au trezit ei în ultima zi, că ei nu depuseră să amendament. Ne-am depus. Știți bine că am ieșit în stradă acolo și am cerut reducerea vârstei și am cerut asta. Și am reușit cu această lege, da? Numai pe... S-a uitat, domnule Bunoica. S-a uitat acum, era Mitrescu din decembrie, făcuse el, nu știu ce a făcut. Că nu s-a auzea de el. Sau... ia și îl lasă pe Manu acolo, el vine niciodată pe acolo, că el nu vine. Are purtător de cuvânt, nu? Dacă ai asistent, îl și plătești, asta e viața, nu? Asta e regulă. Îmi pare rău de Manu, sincer. Pentru că Mie îmi place trebuia de domnul Manu Da, Tomescu, să trebuia vă să fie spun drept. liderul minerilor și energeticienilor. Eu bunuiesc că să văd de treaba mea, dar el să aibă drumul drept, nu drumul pe câmp, pe artură, ca ăștia. Pentru că l-au băgat, l-au momit în niște lucruri și o să intre în morcir la acum. Îmi pare rău pentru ei. Uite, acum ce se întâmplă cu chestiunea asta cu ANAF-ul, mi se pare așa decusută cu ața albă, de se vede de la o poștă. Legea Explicați cum vedeți lucrul ăsta. fiscală există. I-a lăsat. Există. I-a lăsat. Sunt 27 de lideri de sindicat care ar putea să dea banii înapoi. Ei știau. Momentan au un proces cu ANAF-ul Cei de la despre ANAF, care nu cei de la știau ANAF, de nimic. la FISC, știau lucrurile astea. Că, pentru că întotdeauna să stai liniștită că ei lucrează. Exact cum era cu fondul ăla, știți? Nu era normal ca ANAF-ul să Ei lucrează ziua și avertizeze CEO noapte. și să zică, vedeți că aveți o problemă aici și că trebuie să o rezolvați, ca să nu Nu, existe această incompatibilitate financiară? Nu era mai ușor? ei au găsit și au spus, aici este o ilegalitate, vrem banii înapoi. Credeți că vor da banii înapoi în Deci, cadrul acestui ANAF-ul litigiu? nu a avut treabă cu ei, ANAF. Nu, ANAF-ul i-a dat în judecată. ANAF-ul a cerut companiei banii înapoi. Adică, domnule, cum i-ați plătit? Deci, până la urmă, compania este cea care Dacă nu trebuie să recuperați, îi suporte plătiți voi. prejudiciul. Îi plătiți voi dacă nu îi recuperați, da? ANAF-ul nu te joci cu ei. Gata. Deci se recuperează banii la companie și tu, companie, trebuie să faci Te treaba. îndrepți împotriva lor și recuperezi de la ei. Cum Cine să a am greșit în treabă? povestea asta? Liderii Cine credeți care că și-au au tras greșit? indemnizație, pentru că eu nu mi-am tras indemnizație. Cum adică să iau salariul, să iau și de acolo? Ei își luau, făceau ședințe, făceau ședințe peste ședințe, că fac, că se bat pentru miner, că aduc, că fac. Nu făceau nimic, dar făceau întâlniri de asta. Nu știu ce Credeți că au făceau. luat sume mari de bani de la sindicate? Ăi mari, nu Manu. Manu Probabil o sumă infimă. a întins și el în tigaie, cea mai rămas. Adică ei au luat știți, carnea frită, rumenită și i-a dat și lui. Pentru că ei știau de la Condescu noi. Întotdeauna Ana Maria ăștia s-au găsit așa un idol. Ați văzut? Roșca, păcănele, carușeți pe spate, pac, pac, pac.
Uite, Roșca nu apare pe lista asta, Căldărușe nu apare pe lista asta, nu apare nici liderul dumneavoastră de la Lupaia. Credeți că asta e unica, mai sunt. A, deci mai urmează și alte litigi, alte procese. Mai periculoase de greu. Și gen Condescu, s-a uitat la Condescu. Condescu a luat lideri de sindicat slab pregătiți. Paznici, Mitrescu. Ăla Iovan făcea naveta cu trenul pe aceea într-o pufoaică, săracul lumii. I-a luat acolo pe toți săracii. Adică a spus, doamne, să nu fie mai deștept ca mine. Deci s-a gândit să nu știa să nu știa niște oameni care să fie în pericol, să-i pună lui în pericol funcția. Vă spun, toți au fost așa, slab pregătiți. S-au mai dezghițat în timp, au văzut ce a ajuns, ce-o fi zis ei, bă, cum nu fi furat ăsta atât? Cu pandurii, cu alea, le-am mai dat și lor câte o firmuliță, dar ei n-ar fi ce să facă, unde să ia banii, cum să ia, mă rog. I-au mumit, pur și simplu, cu lucruri mărunte. Așa s-a întâmplat și cu Manu, zic eu, înțeleg. Îmi pare rău, nespus de rău de el. Nu, trebuia să fie curat, domnule, deși la pensie putea să ducă mai departe. Asta era menirea lui. Da, nu este asta o modalitate de a-i pune și mai mult în umbră și de a-i strânge cu ușa? Putea să pună în aplicare legea fiscală mai demult. Evident. Ce au așteptat atâta timp? Nu, au fost discuții. Politico, mai lasă-i că îi prindem după aia. Nevoie. Când avem nevoie. Ați văzut. Directoratul ce face? Stă la calculator și spune. Mătem o felie, pac. Vindem musăcel. Facem mai. Deci, cum zice, cum era o vorbă, știți, că țara noastră este mare, atât a mai rămas din ea, știți? Adică, vor diminua cât se poate complexul energetic Oltenia. Va termina cu zona Craiova, o va duce în altă direcție, da? Bun. Pa, nu mai are nicio treabă, da? Carierele vor fi închise, da? Pentru că nu vor putea să le țină pe toate cu grupul. Dar ei au, până la urmă, legitimitate să facă, dar până la urmă pare și directoratul este ținut de cineva în frâu. Cu mandatele astea de 4 luni, din 4 în 4 luni. Credeți că cineva ajunge acolo fără să fie politic ceva? Sau fără să fie cineva la capătul gărzii da, care să-i țină la zgarda acolo, nu mișcați. Și noi și cu lideri de sindicate au lăsat și cu angajările. Amante, neam, copii, unde au vrut ei? Ce au vrut? N-au avut părinții că le-au murit, mulți poate au fost bătrâni și au murit, că i-a angajat și pe ei. Oricum există un dosar, cel puțin un dosar penal, în care se fac cercetări pe seama acestor angajări. Sigur. Așa. Și, cum să vă spun, ei se credeau zei. Adică facem ce vrem noi. Cine e Bunoaică? Facem noi. Popescule, de ce stai tu la Bunoaică? Ce vrei să fii aici? Șef de sector? Nu, că te punem noi. A fost teamă, că luasem o grămadă de oameni acolo, da? Vin oameni și spun, doamne, păi nici nu mai dă pe la excavator. Ce să cred? Îmi pare rău. Era un băiat așa de bun, mi s-a părut, doamne, zic, am pus mâna în cap unui sfânt. Și știți că spuneam, lasă-mă locul meu, oricare să vină. Eu am vrut, acum am avut alegeri și am vrut să... Și au spus, fără tine, Bunaica, nu putem trăi, adică trebuie să stai aici până se termină tot. Dar nu este ceva greșit că ați rămas. Ne e teamă. Tu ești singurul care poți să te bați pentru noi cu ei, să scoți sabia în fața lor fără să-ți fie teamă. Că ai făcut-o de atâtea ori și asta este. Mulți dintre ei au înțeles că lupta este dură și că trebuie dusă de bărbați. Adevărați. Adică nu de ăștia care mergi până acolo și îți dau o placintă și... strige altceva sau face altceva. Se întâmplă... Să ai obiective. Corect. N-am văzut nicio reacție a lor pe chestiunea asta care a apărut în ultimele zile legate de ordonanța pentru decarbonare, legate de rezerva tehnică. Unde ne poziționăm aici, domnule Bunoaica? Ce înseamnă acest termen, rezervă tehnică? Înseamnă oprirea excavatorului și asta înseamnă tehnică. De la 1 ianuarie și nimeni nu face nimic? Dacă era în rezervă de producție, era altceva. Adică... Cu siguranță. Dar de ce nu este trecut acest termen? De ce în lumea nu l-a văzut când s-a dat această ordonanță, iar mulți au venit și s-au bătut cu pumnul în piept că uite, s-a dat ordonanța, stăm bine. Sunt mulți care sunt paralel cu minerile și energia pe acolo. Adică oamenii vin din alte domenii. A fost o greșeală? Credeți că este o greșeală? Rezervă tehnică în rău de rezervă de capacitate sau rezervă de... Eu nu cred că Virgil Popescu face greșeli. Adică știe. Deci este intenționat acest termen introdus în această ordonanță. Este impus. Odată ce faci un plan de restructurare și se dă
bani. Pentru ce ți se dă bani? Pentru parte socială, pentru a închide, pentru asta îți dă bani, nu pentru altceva. Înțelegi? Terenul ăla să le readuci la forma inițială. Inițială, să nu rămână cine știe ce pe acolo, să moară lume, da? Bun. Acum, ca să te reîntorci, să zici, doamne, nu mai vrem. Trebuie să dai bani înapoi. Adică nu erau bani de la guvern. Chiar dacă împrumutul a fost de aici, l-a returnat Uniunea Europeană, adică le-a dat bani înapoi. Înțelegi? Deci nu se mai poate. Trebuie să dai atâția bani de unde, cine și cum. Deci această ordonanță nu are nicio șansă să mai fie modificată? Nu, nici nu. Deci rămânem cu această rezervă tehnică da. Atârnată de gât, ca o piatră de moară? Deci aici ce au făcut, au zis, domnule, nu mai sunt două grupuri, sunt patru. O rezervă tehnică, da? Adică tot închidere, înseamnă. Că așa spuneam, închidem două și lăsăm două. Acum închidem patru. Închidem patru. Și mai vedem noi dacă le mai dăm le drumul. Punem în rezervă și tot aia, tot închide. Da, în rezervă înseamnă închidem, îl punem în rezervă. Cât durează până să deschizi un nou grup din ăsta, dacă este pus în rezervă? Ce înseamnă rezervă? Înseamnă, îl închizi, nu? De câte ori este nevoie să bage în sistem, înțelegeți? Să le pornească. A, da, pornirea asta nu înseamnă o perioadă de timp? Adică tu nu poți să faci așa, da, gata, îi dăm mașină, drumul, da, pornești cheia. Și gata, deci durează câteva zile sau o perioadă până când refaci tot? Cum ții cărbunele? Cum îl ții? Cum ții personalul? Deci personalul ăla va sta și va fluiera... Cum plătești personal, dar dacă nu are nevoie, stai în rezervă, stai în rezervă. Dar stai în rezervă un an de zile, o șase luni. Și un jucător de fotbal în rezervă ia bani mai puțin decât cel care muncește. Păi, asta vreau să spun. Sau reduci echipa pentru că nu ai ce să faci cu atâția oameni. Corect, până la urmă, nu? Da. Și asta se va întâmpla. Pentru că ei, ați văzut, au început să fotovoltaicile, acum ați văzut. Domnul Vigil Popescu a fost prin America, da? Pentru ce? Pentru acele nu, module. Nucleare, care eu zic că din punctul meu de vedere că va polua mai mult. Țara noastră nici nu își imaginează unde va fi băgat. Pentru că vor fi, se va lua uranul de prin China, da? Și va fi rezid. Unde ducem noi rezidul, domnul Virgil Popescu? În minele care l-am închis? Ne vom duce mine, vom otrăvi ape, vor muri animale, va muri și... Deci găsesc ai noștri numai soluții din astea jenante, ca să nu zic altfel, care nu sunt soluții viabile. Dar suntem, de ce să închidem ce Oltenia până la urmă? Suntem plini de gunoi, ați văzut, Hornets. Haideți, domnule, să implementăm, să vedem dacă omul are dreptate. Da? Folosim 50% cărbune, folosim gunoaie care suntem îngropați, miroase și nu putem să stăm. Ați văzut în Cluj, au venit ciorile și fac prăpăt și toate alea. Dacă stau pe munci de gunoaie care pot să produce energie, la asistatul ăla social, decât să-i dai bani să te voteze, îl pui să aducă un sac de fân sau să toaleteze pom frumos și să-i duci acolo să faci peleți și să produci energie nepoluantă. Adică e un om care poate face lucrul ăsta. Nu că ține-o cu el, dar dacă este un inventator. Corect, corect. Pentru că n-au avut încredere nici în marii aviatori ai noștri, dar și au făcut prin Franța. Și m-am zis, uite bă, că chiar au făcut, chiar a zburat, nu? Chiar a inventat reactorul, chiar a, nu? Brâncuș. Ați văzut cum? Ca și zis-o, adică, domne, v-am lăsat proști și v-am găsit și mai proști. Adică mă duc în Franța, fac opere care sunt ale francezilor, nu? De la un român, din mâna unui român, unui om care a avut mâinile de aur, deci a știut să facă cu ele art, da? Dar în ce stadiu se află acest proiect cu Hornets? Acest proiect... Ați făcut atâtea drumuri la București, da, a venit săracul om de atâtea ori. Săptămâna de vin, iarăși și pe asta, și pe pachetul social, și pe toate. Și pe legea 197 la Ministerul Energiei. Nu se vrea. Adică se pleacă, se dorește așa și pe se lasă în stand-by. Adică primarul nu știu să mai ducă. Am spus, bă, dacă n-ai ținere de minte, notează, spun care să nu te trebuie să te mai duci. Adică mai întrebi, păi da, până că de unde trebuie să ne aduc? Întreabă Virgil Popescu, domnule, pentru proiectul, avem proiectul, avem asta, finanțarea, de unde vin, că a zis, și secretarul de stat al primului ministru, a zis, domnule, nu se ia din fondul PNRR, se ia din fond separat. Și se dă. Și i-a dat 300 de milioane de euro lui Hornets, acum pentru a implementa aceste proiecte, care sunt, cum să vă spun, acceptate de Uniunea Europeană, văzute și a spus, domnule, stare dreptate omul ăsta. Omul ăsta nu poluează. Deci ziceți că există șanse ca acest proiect al lui Hornet să fie implementat la OATA, zic la dacă Motru? Nu este la OATA, că aici sunt între oameni politici. O hârâcă. O hârâcă și nu se va. Dar se va implementa la acest guvern, vă garantez. Cred, sigur. Deja acolo
lucrurile sunt mult mai avansate. Insolvență, vrea să dea bani. A spus, vrea urgent întâlnire. A fost la București, a văzut... Este domnul de la PER? Este domnul... un domn avocat care este cel care se ocupă de insolvență în locul domnului Borza. Deci ziceți că acolo sunt șanse și poate dacă văd ai noștri păi că funcționează că acolo... închide, înțelegeți? Deci deja au termenul până prin septembrie, gata, să nu mai producă... Se rupe și acolo. Da, și vor să implementeze cu gunoaie, cu asta, au văzut și cum merge și ce trebuie făcut și proiectul și i s-a explicat, omul s-a interesat. De la A la Z. Da. Nu, am încredere în domnul Horneț, dar văd că lucrurile, când nu e vorba prea. să se pună în practică, extrem de greu. Adică e mai ușor să zicem, domnule, depinde de ce îl lasă, domnule. Vine aia cu mădure, nu supărăm americanii, că stai noștri, ne mai și apără și noi facem ce vrem, da? Luăm energie și de la nemți, că ei poate să producă. Poate chiar vom lucra noi. Domnul Manu s-ar putea să lucreze în Germania la o termocentrală, că are experiență. Se va închide aici, va pleca în Germania. Deci, în Germania ați văzut că lucrurile merg. Da, da, dar stați liniștită că salariile nu vor fi ca la nemți, ca la ei. Vor fi altele. Pentru că așa e, de fiecare dată când te duci acolo, ai altceva. Se schimbă lucrurile. Înțelegeți, nu mai ești ca statutul lor. Adică ei au salarii, au drepturi, au condiții. Tu fii ca un sclav, un om care pleci în privegie cu ai acea... acel, cum să vă spun, rucsac în spate, da. Te băt și pleci cu ea cu o bucățică de pâine să vezi, găsești ceva de lucru ca să poți să îndreți familia sau pe tine. Deci asta va fi soarta, va fi foarte grea, oamenii nu înțeleg. Atenție, dacă nu se implementează legea 197 și oamenii nu realizează că acum este momentul, trebuie neapărat să noi. Faci ceva. Noi aici, trebuie acolo să mergem acolo. Mineri, nu inspector social, pentru că îmi spune un auto-intitulat lider, cimpoierul, n-am auzit de el decât acum, e la care face zarvă mare pe la Craiova cu jos, sus, lateral, înțelegeți? Că l-am invitat la Ministerul Muncii. Hai să vorbim pe legea asta. Nu merg, că fără boșii sindicali nu se rezolvă nimic. Atunci de ce mai ești acolo tu? Ce le mai promis la oameni? Da? Manule, hai! Nu că eu sunt bolnav, am operație și seara, ieșea la posturile de radio și mă critica pe mine că eu sunt așa, că sunt aminte, de-aia n-am mers, de-aia n-am făcut. Adică s-a vrut toate orgoliile. Dacă vrei adică să rezolvi ceva. Astăzi și eu, un aia zic, Manule, astăzi suntem frați. Da, frați și de mamă și de tată. Da, azi, până mâine, cât suntem aici. Păi mâine ne mai dăm noi la joale pe acolo, e treaba noastră. Dar când mergem aici... vorbim aceeași limbă, cum am vorbit-o pentru legea 197, da? Ai mai chemat odată boșii sindicali și s-a ales praful de tot, da? Știți bine. Și au tras condiții speciale care, acele condiții care și le-au tras ei, pun legea în dificultate, să nu fie pusă în aplicare. Ministerul Muncii mi-a spus, mai că ia uite aici, contabil, normator, inspector social, măturător, măturătoare, topometristă, care 60-90, da? Bun. Sau nu știu ce. Condiții speciale. Suntem nebuni? La cap, cui dăm noi bani? De unde dăm ața bani? Nu au condiții, nu au factori de risc. Câți au murit de aici? Niciunul. Mă, s-au cocoșat de stat pe scaun, așa, dar nu s-au... Cei din Valea Jiului au făcut pentru ei. Ați văzut, au un mare lider, nu știu cum se numește, că nu prea știu numele, cei de la TESA, de la Complexul Energetic Oltenia, și asta și spune... am realizat că se închide compania. Băi, de-al dracu, acum ai realizat tu, până acum nu ai realizat deloc. Când ne duceam pe acolo pentru lege, da? Pentru... de ce n-ai fost tu pentru TESA, că îi reprezenți, să spui că cei din Valea Jiului care a făcut acea ordonanță 69, eu m-am dus la domnul director Burlan să spună dacă nu e așa. Și am spus, domnule, trebuie să intrăm și noi cumva acolo. Și am băgat cu 2 ani. El a zis, nu e momentul acum, avem timp. Noi nu avem timp. Este un proiect al celor din Marea Jiului. Am avut discuții și vor să ne... m-au sunat că știe și TVIC și toată lumea știe. Când a fost la București, acolo ei știu lucrurile astea. M-a sunat și mi-a spus, bunaica, ăsta e proiectul, să-l trimite, studiază. M-a studiat toți acolo când făceam grevă noaptea. Și mă sună orice oră și îmi spui, vreau beneficiar Complex Energetic Oltenia. Cu 2 ani, când aveți programul de restructurare. Voi și cu cei de la termocentrală, de amintea. Și minerii din Valea Jiului, 4 ani, aveau program de restructurare. Noi nu-l aveam.
Și am spus, da, am zis, dacă nimic, e bine și ceva. Și am obținut acei 2 ani. La care venea domnul Vigil profesor, spunea, am făcut un pachet social. Penibil. Adică a venit așa, asta cu 2 ani și a zis că a făcut-o eu. A fost, într-adevăr, la întâlnire. Păi era normal, era ministrul energiei, nu să fie la întâlnire cu turcani și cu asta. Știți bine că ajungam după turcani pe colpia. Da? Unii mă criticau, unii făceau că nu știu eu ce fac, bă, eu știam ce fac, știam oamenii importanți care trebuie să-i să iau legătura cu ei, să port discuții. Până la urmă te faci frate cu toată lumea, da? Cum vine vorba românii și cu dracu. Numai ca să treci puntea. Puntea, da? Asta trebuie făcut. Încă o dată eu cred că de acolo, dacă se va scoate persoanele, personajele astea care nu aveau ce căuta acolo, vor implementa această lege. Se poartă adrese între ministere, între să ajungă la un consens, se lucrează pe chestia asta, să o deblocheze. Am avut o discuție și cu domnul Weber, telefonică, am discutat cu dânsul, mi-a zis, măi, da, știu, mai și lăudat, nu zic nu, da, ai dreptate, trebuie să facem ceva pentru oameni, da? Dom'le, să fie acolo, nu zic să închidem sau hai să le dăm bani să pleci, adică să ne vindem locurile de mult. Dar dacă punem rău înainte, pe ce punem mâna? Pe nimic, pe sărăcie, pe șomaj, pe ce punem? Punem pe ordonanță. O avem acolo cu 4 ani, oamenii aia bolnavi, bătrâni, care mai au, că nu toți au până la 4 ani, până zicem 2-3 ani, să zicem, și până la 3 ani și, să zicem, ar fi ca majoritatea care sunt de mult acolo în companie și au boli și toate minunile. I-am salvat, noi, ai vrut să închizi, oamenii ăștia nu-i vreau șomeri, nu-i vreau morți, îi vreau acolo, cu salarii de completare, iasă omul la pensie, nu-l afectează, nu? Salarii compensatorii, bunoaica, nu spune sume, nu am venit să spun sume. Pentru că da, măcar să primească oamenii ceva, primească cum au primit ceva, și alții care au plecat din companie. Am putut să spun eu 100.000 de euro, nu știu cum, 4-5, fiecare pe limba lui spune. Măcar ceva pentru oamenii ăștia, oricum cei care au venit acum pentru 6 luni sau care li se vor mai prelungi poate 6 luni, nu vor primi aceste salarii dacă vor pleca. Corect, așa este. Vor fi scoși din schemă. Și deja nu au fost agreați acolo, dar știți, primul ministru a spus, doamne, mai avem nevoie de suplimentare, hai, doamne, avem nevoie de oameni. Uitați că este o problemă, îmi pleacă meseria și pe la termocentrale pleacă și nu are pe cine pune loc acolo, care e cel mai important. Nu? Vor rămâne mai bine de un an de zile acești oameni, credeți? S-a încercat și se țin oameni acolo, adică casa de pensii ne-a dat drumul. Înțelegeți, doamne, mai, hai, nu putem închidem dacă până să vedem ce se întâmplă. Și mai țin acolo, nu le dă documentele. Mă sună, vorbesc cu ei, spun că vor să termin. Mi-a sunat cineva și mi-a zis, domnul președinte, vreau să plec acum, mâine, sau, da, sunt, că am atâta, a trecut termenul, au softul, eu vreau să plec. Păi și la Craiova nu au ieșit așa cum ați ieșit dumneavoastră și alți colegi? Nu se... Au ieșit unii dintre ei, pentru că erau bătrâni. Cei care au ieșit, uite, fostul lider de sindicat a ieșit, nu domnul Vulceanu. Mai mulți, da, care au ieșit de acolo. Nu numai ei, de ce să spunem că mai... Deci au plecat, dar nu au plecat toată lumea. N-a plecat toată lumea, unii nu sunt încă ținuți, restricționați acolo. Restricționați, da, și se încadrează. Pentru că rămân fără specialiști. Anul ăsta cât credeți că... Câți credeți că vor pleca din COP urmarea pensionării? După 1 ianuarie vor pleca foarte mulți. Deci anul ăsta, acum, în aceste 6 luni, lucrurile se vor mai calma și de la 1 ianuarie vor pleca masiv? Da, deci ei așteaptă acum că pleacă pensionar, nu mai poate să-i țină până la infinit, trebuie să le dea drumul și de la 1 ianuarie va urma... Un val, un adevărat val. Câți vor pleca? Câți bănuiți dumneavoastră că vor pleca? 4-5.000, exact ce spunea și Crețan, că și Crețan de multe ori, domnul Crețan... A avut dreptate. A avut dreptate. A avut și el și părerele și dar a avut și adevărul, că știa, umblam pe la ministere, că ne duceam acum, vorbeam cu ministru și se schimba după aia. Că tot învârtea, schimba și nu mai știa. Iară iau de la capăt, du-te și discută pe problemele astea și pe remanență și pe aia. Să știți că domnul Crețan a luptat foarte mult pentru remanență, adică pentru cei care stau în zona polonă acolo. Recunosc lucrul ăsta și eu am băgat zona Mătru și dânsul Rovina și... Se dorea acum Târgu Jiu și încă câteva zone? Da, se încearcă. Care sunt pe anumite, este legea care spune pe distanță. Există poluare și oamenii trebuie să se pensioneze urmarea acestui este lucru. Este corect, da. Și uitați, asta este. Trebuie neapărat făcut ceva.
Va fi târziu, va veni legea Olguța. Ei nu realizează. Deci vă spun sincer că am mai dat exemplul ăsta și vi mai dau încă o dată la noi la, și să întrebați oameni care au lucrat la acea secție mecanică care făcea role, făcea pentru carieră. Era un atelier, o mentenanță din asta. A venit într-o zi oamenii la muncă să muncească, făceau acolo la strung, unii fiecare avea treaba lor, unii sudau, unii... Și le-au zis, ia ieșiți afară toți, au ieșit toți, a pus un lacăt și oamenii lăsaseră și pachetele de mâncare în interior, nu i-a mai lăsat să intre. Începând de astăzi, e închis, adică sunteți liberi. Așa s-a întâmplat. Așa se va întâmpla și aici. Pentru că se fac lucrurile astea. V-am mai spus-o încă o dată, stau la calculator și parte în feliuțe și va fi atât de mic complexul energetic, nu va mai avea nicio importanță, da? Se vor trezi oamenii împărțiți și gata. Liderii de sindicat i-au folosit, acum palada de bună cu ei, pentru că asta merită, da? Nu a făcut și ciurel, toți au luat tehnica asta, ei încă n-au realizat că democrația înseamnă că îți lungește lanțul la 2 metri, dar spune hrana la 3 metri și te lasă să latri la hrana acolo, adică nu sună ei niciodată, da? Asta e democrația. Ei nu au înțeles că de ce există bucățica aia de brânză acolo. Ca să te prindă în capcană. Te-a prins, ți-a tras-o când vor ei. Când este momentul prielnic și vor ei să-și ducă la îndeplinire un plan, că e diabolic, că e, nu știu, dar un plan, care l-au hotărât împreună. Trebuie să terminăm. Ăștia trebuie să nu iasă în stradă, da? M-au făcut în mâinile jiului. Dar liniștit, au pus directori. Că imaginam și eu, unul ca Roșca, la o carieră care era în faliment, care era în închidere să fie director. Cum erau cei de la Valea Jiului, puseseră directori de lideri de sindicat. De ce? Pentru că vânduseră și spuseseră, da, ne da și nouă. Că nu-i las. Dar acum uitați că la noi la Gorj noi sunt altfel decât cei din Valea Jiului. Adică aici îi va executa bucățică cu bucățică. Nu-i va lăsa. Dar ei nici nu i-a anunțat, pentru că ei interveneau acum. Pentru că a fost încrângătura mare dinainte cu toate personajele și de acolo și de aici și ai noștri și ai lor, da? Ei s-au cunoscut cu toată lumea. Pentru că sindicaliștii ăștia, boșii ăștia și așa, erau folosiți, ei erau unealtă într-o curte. Azi era unealta mea, că era curtea mea, eu vindeam curtea cu casa, rămânea la următor. La următor. Adică nu avea nicio problemă dacă... prima dată se dădea la ăsta sau făcea de imagine, că se întâlneau pe urmă și zicea, hai mă, de imagine, mai dăm și noi, că suntem cu ceilalți. Și după aia se schimbau, că acum ați văzut, PNL au sistat-o, PSD-a. Iau alții, aur, și fug în partea elaltă. Bine, nu o să mai avem să fug acum decât... Se vehiculează foarte mult că de anul viitor ce Oltenia se va fărâmița așa, se va face în bucățele mici, pe partea de gaze, pe partea de fotovoltaice și se vor face mici și modulele. Module. Exact cum ziceți dumneavoastră, în așa fel încât ce o să-și piardă puterea de a avea un cuvânt de spus. Nu va mai fi, că fiecare va fi fotovoltaicele. Ați văzut, oamenii politici au pregătit terenul, o să se numească ce Oltenia. Cine știe, pune ea denumire, nu? Loc. Corect, corect. Nu mai are nicio treabă bună ca să o mână acolo, da? Acolo când va fi firma lui, cine se va duce lideri acolo? Zice, domnule, noi nu avem nevoie de lideri, eu sunt patron aici. Corect. Ia viteză de aici. Care nu-ți convine, ea pleacă acasă. Și gata, îi liniștește pe oameni cum se întâmplă, ați văzut, la mall-uri, la magazine. Oamenii nu sunt reprezentați, da? Se duc la muncă, la particular, și n-au asigurările plătite. Se pomenesc că lucrează câte 10 ani și nu au o lună la asigurări. O lună numai. N-ai voie să te îmbolnăvești, n-ai voie să ceri concediu, n-ai voie... Îți dă acel salariu minim pe economie, îți mai pune ceva pe deasupra, dar acolo rămâi condamnat. Descoperit și condamnat. Vreau să vă mai întreb așa pentru final, că mai avem puțin timp din emisiune. Povestea asta cu cariera roșie, cum vi se pare? Este cusută cu ața albă, așa cum pare? Are vreun rol acel lider de la USR? Este vina noastră că noi nu ne-am luat măsuri de precauție și n-am putut să ținem piept bencoaci? De ce s-a greșit la nivelul acesta de a închide o carieră și noi să asistăm neputincioși și să ne dăm seama că vine unul și ne spune, bă, e cariera închisă? Întotdeauna și subteranul s-au închis minele care mergeau cel mai bine. Nu s-au putut să le închide, le-au dat foc.
cum este cea de la Florești, cea mai bună mină și luau bani de calitate și cărbune și de toate. Au trimis liderul și au dat foc. Da, bun, și-au închis. Și după aceea, celelalte ploști în acele care scoteau borchiși, s-a decimat, gata, și s-a terminat. Bun, așa se procedează și aici. Interesele sunt de dincolo, personajele astea au legături acolo, se duc acolo în vacanțe, se mai duc la discuții, că se întâlnesc. Se duc la încasare. Anumiți oameni se duc acolo și se întâlnesc ei pe acolo. Ce caută acolo la Bruxelles sau nu? Ce se caută ei la Bruxelles, să zicem, da? Primesc dispoziții, ordine, dar să nu credem că oamenii noștri politici nu știu. Știu, dar trebuie să fie cineva care face lucrurile astea și arată cu degete de la unul la altul. Vedeți, ăla că e la USR, vedeți că ăla nu știu ce. Omul ăla poate avea legături acolo, cum are și domnul Virgil Popescu legături cu OMV-ul cu astea, nu? Adică din 5, stați pe cu ai 8 acum, nu? Să zicem. Domnul Virgil poate să lucreze la soție, nu? Să fie angajat cu soție, corect. Nu? Zic, ce-l mai interesează pe el de noi sau de mineri? De... Oricum am auzit foarte multe lucruri nasoale legate de domnul Virgil Popescu, legat de activitățile lui din Mehedinți. Suntem criticați de oameni politici din Europa. Spun, proștilor, aveți tot ce vă trebuie în țara și nu vă gândiți că puteți să fiți independenți din toate punctele de vedere. Păi nu se dorește asta. Mie mi se pare că nu se dorește ca noi să mai producem energie deloc. Ne îndobitocește, nu ne mai lasă la școală, ne ține în casă ca să fim proști și să ne poată conduce. Pentru că atâta timp cât un om își pune neuronul ăla la contribuție și se gândește, domnule, dar ce vrea să zică ăla? Ce vrea să facă ăla? Nu am văzut mineri să ducă acasă și să gândească, băi, mai am 4 ani, mai am 3 ani. Ce vor să facă ăștia? Ia uitați că vor să lichidă, vor să aia. Ce se va întâmpla cu mine? Da, dar să știți că sunt totuși oameni care se întreabă și vă spun că am vorbit cu oameni de la TESA, de la CEO, care îmi spun, păi eu oare mă putea pensiona? Și vorbim de persoane de 40 și un pic de ani. Deci la TESA, adică... atenție, se poate face ordonanță cu o reducere a vârstei pe 8 ani, pe lege. Elegant, ordonanță și gata. Dar nu se vrea. Adică lideri de sindicat decât să latri cum sunt ceilalți. Și acolo, acolo se rezolvă problema, nu aici. Aici gata, a fost, numai, acolo. Deci, din ceea ce spuneți dumneavoastră, că mai avem mai puțin de 5 minute din emisiune, anul care se anunță 2023, un an preelectoral, va fi un an greu pentru complexul energetic Oltenia, în care minerii și energeticienii, vreo 5.000 cât vor mai rămâne, ziceți dumneavoastră, vor vota cum? Sau ce vor gândi în acest an? Politici că și-au luat acea marjă de siguranță și deja știu procentele. Deja 74. Pensii și an și an. Nu vă dă de gândit? Aveți impresia noastră că stau ei în câteva mii de mineri? Deci ziceți că voturile celor 5.000 nu va mai conta? Asistanții nu vor mai conta? Pensionarii care i-a inclus, adică nu-i bagi pe ăla care moare și îi bagi pe aia din spate. E foarte bine și ei sunt eroi. Da, gândește-te și la asta. La asta care mai rămâne. Va muri sau nu? Toată lumea, să ne gândim, domnule, mineri, toată lumea este. Unul e miner mai mic și un miner mai mare. Numai lideri, cei mai mari din univers și cei mai mici am văzut. Adică, nu? Dar aici minerul este egal, este simt, e rău și ăla, ca și ăla a făcut sacrificii și a primit mulțumiri cu sacul și cu căruța și cu de toate. Toți prim-miniștri, președinți, mulțumim minerilor că au făcut, că au trecut. Brăzeală. Veneau pe la ziua minerilor să înghiftuiau, așa că și pe bagajele pline, pac și plecau și îi uitau un an de zile. Mai veneau iar peste un an mulțumiri și gata. Asta e tot. Tot așa legat de faptul că am văzut o reacție publică a domnului Iordache, care ne avertizea, nu numai pe noi, ci și mai mari de la București, că ne așteaptă o criză energetică importantă, că CEO trebuie să funcționeze la capacitate și că ar trebui să se găsească soluții, inclusiv pentru Roșia, pentru fronturile de lucru, pentru creșterea investițiilor, creșterea productivității și așa mai departe. Nimeni nu-l bagă în seamă. Are mare dreptate. Păi, pentru că nu este la guvernare, ceilalți deja au încheiat. Adică atâta timp cât bați toți palma, ce să mai ești să mai zici? Păi... spui și tu câteva lucruri pe acolo, nu știu ce. Da, se pot schimba, sunt oameni politici aici, dar nu-i puternici. Weber, Manta, Vâlceanu, pe Cingină, care să zicem... Nu mai, PNL-ul nu mai zice nimic acum, că e situația din PNL care... Dar acolo, da? De ce? Zic și eu. Ei trebuia să fie acolo, să fie pe linia întâi,
Adică să le ducem mâncare acolo, noi, noaptea, la 12, ne duceam cu mașina, le duceam mâncare, conserve să mănânce. Și se băteau acolo, se Pentru noi. duceau la Bruxelles, duceau minerii acolo, duceau acolo și salvam pe aici partea Gorjului. Pentru că va fi sărăcie, lucie, nu că sărăcie. Dacă dispare complexul, va fi în cascadă tot, pac, pac, pac. Începând Toate de la vor cădea. moluri, de la ce vreți Mi dumneavoastră. se pare că s-a pus ceva în loc, vorbim foarte mult. Nu. PNRR, proiecte, Nu. zonă de sacrificiu, Studii de studii. fezabilitate s-au făcut. Se iau banii pe studii și nu se face nimic. Minerii trimis să se facă babysitter, cum Fac ați zis fie câte 2 dumneavoastră, km de, frizeri. fac câte 2 km de autostradă și gata. Se mănâncă miliarde pe studii de fezabilitate. Minerii, dacă fac ceva, cei de la Federație, dacă zic ceva, spune asta și voi că luați acolo câteva clase. Faceți frizeri, faceți-i bucătari. Nu Faceți va fi cursuri și niciodată. atât. Vor lua banii europeni și atât. Și minerul va muri de foame pe stradă. De multe ori îmi imaginez așa, să nu mă întâlnesc cu colegi de-ai mei, să-i văd săraci, vai de mama lor. Adică, fără, lăsați din această companie pe drumuri și să ceară să cerșească o pâine. Sau m-aș simți penibil și vinovat. Cu toate că eu mi-am dus lupta așa micuț cum am fost, dar m-aș simți și eu vinovat că poate n-am luptat prea mult, să zicem. Dar bine, n-am fost nici înțeles. Poate voi fi lider pentru altă lume, nu știu. Ăștia nu înțeleg. Adică stau și zic că lucrurile merg până la Bine. infinit. Dacă te Nu. întorci acum într-o carieră, n-am mai fost într-o carieră, cred că de mai bine de un an de zile, și cred că ultima dată, cred că tot pe la Lupoaia am fost, s-a schimbat ceva? Vezi ceva schimbat Nu este acum? nimic absolut. De cât Deci, dezastru? acolo, da, se dezastru. Acolo nu se primesc pentru investiții. Acolo se primesc numai de închidere. Adică, proiecte de Nu se închidere. schimbă nimic. Deci nu Nu. s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat o poartă, nu s-a văruit un gard, Nimic, nu s-a nimic, văruit nimic. un pom. Nimic. Am mai căutat pe aici, pe acolo, cărbune, așa, cel mai... și atât, rest, nimic. Adică, ții un excavator prin vârful dealului de ani, de zile, de zeci de ani și nu muți. Sunase o doamnă la emisiunea de acum 2 seri și exact asta spunea, că avea un teren la Fărcășești, că l-au cadastrat cei de la CEO în vederea preluării și că nici în ziua de astăzi n-au luat niciun ban, nu mai pot să-și ia terenul înapoi pentru că este cadastrat de CEO și sunt într-o situație deplorabilă. Vorbea de soțul care era bolnav, dânsa era bolnavă, deci o situație incredibilă, dar în același timp noi zicem că avem nevoie de fronturi de lucru, dar cu cele pe care le avem le ținem în stand-by, adică facem ceva cu ele, dar nu le ducem lucrurile până la final. Așa este, aveți dreptate. Mai am dreptate. Îmi pare rău că se întâmplă lucrurile astea și eu încă o dată vreau să trag semnalul pentru mine și ne zicem că va urma un an. Grav. Da. Mulțumesc, domnule Bunoaica, pentru prezența în Vă rog. emisiune. Mulțumesc celor care ne-au privit de acasă. Așa cum vă spuneam, în această săptămână am dedicat cea mai mare parte a acestei emisiuni problemelor din minerit și energie. Am avut 3 persoane din medii politice diferite, uită, din partea sindicatelor, Consiliului Județean și a unor afaceri private legate de minerit și energie, care ne-au avertizat că anul care va veni va fi greu, că vor fi probleme, că această chestiune legată de rezerva tehnică nu poate să ne aducă nimic bun, că oamenii care au fost angajați cu siguranță acum vor pleca fără salarii compensatorii și că legea 197 greu se va pune în practică sau deloc în forma actuală. Vom vedea ceea ce se întâmplă. Cert este că trebuie să găsim soluții. Cum? Rămâne de văzut. Văzut. Seară liniștită, un weekend plăcut, ne revedem luni cu alte probleme cu care se confruntă gorjenii. La revedere!